Mă gândeam dacă să încep abordarea din punctul de vedere a independenței Republicii Moldova și a ceea ce suntem până la urma rădăcinilor de unde ne tragem, a personalității care a stat, sigur, la bază alături de alții pentru a crea și pentru a reuși să obținem această independență sau ca urmare a literaturii, pentru că au mers cele două în cumul, au mers mână în mână și au reușit să se intersecteze, dar astăzi am posibilitatea și plăcerea să discutăm, desigur, despre o invitație pe care ne oferă Muzeul Național al Literaturii Române, cel care ne invită la comemorarea scriitorului Simeon Ghimbu. Discuția pe acest subiect în această dimineață o avem alături de doamna Anda Vahnovan, jurnalistă și scriitoare. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație! După cum vă spuneam și după cum spuneam și celor de acasă, mă gândeam din ce punct să începem abordarea atunci când vorbim despre Simeon Ghimbu și poate că dumneavoastră sunteți persoana cea mai potrivită pentru a ne spune ce l-a marcat cel mai mult și de unde ar trebui să începem. Cel mai mult, probabil, pe tatăl meu, Simeon Ghimbu, l-a marcat acea lipsă de libertate a cuvântului, caracteristică vremurilor în care încă foarte multe lucruri au fost camuflate și nu se puteau spune. Și tocmai prin literatură și prin poezie se puteau ambala prin metafore anumite gânduri care măcinau pe scritorii acelei generații, vorbim de generația 70-istă. Tata Simeon Ghimbu, este vorba despre tăticul meu, a fost și un scriitor oarecum neglijat. Nu i-au apărut cărțile foarte mulți ani. Prima sa carte sau prima lansare i-am făcut-o tate când am împlinit 60 de ani. Ca să înțelegeți că a stat manuscrisul 20 de ani în sertar. Cu atât mai mare a fost bucuria și nu încetez să-i mulțumesc domnului Gheorghe Rizanu și doamnei Maria Șleachtițchi pentru antologia care a apărut anul trecut, sau în 2022, parcă, și care se numește Punctul meu de plecare, în care au fost adunate poeziile tatei, poemele tatei din toate celelalte cărți pe care noi, cu banii familiei, una câte una le-am editat, dar parcă se cerea o acea antologie cu cele mai frumoase poeme care să reamintească de numele Simeon Ghimbu. Din ceea ce menționați dumneavoastră și în încercarea de a ne teleporta și noi acum în trecut pentru a trăi mai mult sau mai puțin acea perioadă, deși dacă nu o trăiești fizic nu ai cum să simți ce se resimțea în acele momente pentru fiecare în parte, ne dăm seama că literatura, poezia, de fapt, era una dintre puținele forme pentru a putea transmite un mesaj și pentru a avea un strigăt, un strigăt și de ajutor și un strigăt și de trezire pentru ceilalți. Așa este și să știți că era foarte complicat, fiind cenzură, fiind comisii care cenzurau textele. Singura supapă, să zic așa, pentru tata, de exemplu, a fost textele pentru cântece, pentru că a colaborat de-a lungul timpului cu Mihai Dolgan, cu Petre Teodorovici și iată, reușeau prin anumite mecanisme și prin anumite modalități să transmită totuși niște mesaje, cum ziceți dumneavoastră, către public, nu foarte explicit, dar totuși nu renunțau să integreze acele mesaje. Deci nu aveai cum să fii foarte explicit, pentru că în cazul celor ce au fost vocali direct, lucrurile au stat destul de rău ulterior. Iar posibilitatea de a transmite mesaje în timp, poate sub o anumită formă mai reticientă, te ajuta. Altfel, un strigăt în acele momente nu aveau cum să schimbe ceva. Era un gest de suicid, mai întâi de toate, pentru că putea fi afectată și familia, dar și persoana implicită. Erau metode de șantaj, erau tot felul de metode de constrângere. Și cu toate astea, vreau să vă spun că există în această generație un soi de, nu știu, un eroism pe care poate că generațiile ulterioare nici nu au cum să-l perceapă până la urmă și este un subiect despre care probabil că e nevoie să vorbim mai mult. Da, nu avem cum și aici, probabil mă înșală memoria, am să vă rog mult să interveniți, să uităm acea imagine celebră cu tricolorul din 89 sau 90, aici vreau să mă ajutați, în ce an a fost făcută acea imagine în care Simeon Ghimbu, da, avea tricolorul. Este vorba despre Gheorghe Ghimbu, care este fratele sau lui Gheorghe Simeon Ghimbu. Fost, Ghimbu, da, bine, vorbim de aceeași familie, aceleași influențe. Este aceeași familie, exact. Ghimbu, da, și pentru că unchiul Gheorghe a
suferit foarte mult, a făcut 6 ani de gulag, a fost încarcerat, considerat, a fost disident politic. Onoarea care i-a fost după aceea încredințată de a schimba acel fost tricol, fost steag care da. Nu era al nostru și nu știu, arborarea tricolorului și acea imagine legendară despre care vorbiți a fost și ca și un gest de, nu știu, de nu știu, recunoștință. A fost un gest de eliberare, da. De eliberare, n-am cum să nu vă întreb, pentru că probabil vă amintiți de aceste momente de până în 90, pentru că vorbim de fapt de un crez al familiei, vorbim de familia Ghimpu per general acum, de discuțiile poate, bine, pe ascuns, acum ar fi poate prea dur menționat, pentru că erau discuții private din motiv că nu aveai posibilitatea să le faci public. Au existat și până atunci foarte multe discuții, forme prin care se îndemnau sau se susțineau unii pe alții pentru a continua această luptă. Este și vorbim de niște riscuri la care se expunea toată familia. Era suficient să existe în familie un Gheorghe Ghimpu pe atunci și să fie, nu știu, repercursiunile să fie resimțite și de ceilalți membri a familiei, de exemplu, cât a fost și unchiul Gheorghe în gulag. Numele Ghimpu pentru tata deja era o mare barieră pentru a putea scrie, pentru a putea răzbi în literatură. Sunt mai multe fațete ale acestei dureroase încă probleme și probabil că sunt încă foarte multe nevorbite, dar cu cât mai mult vom vorbi despre acea perioadă, cu cât mai mult vom înțelege realmente prin câte cât risc și-au asumat acești scritori și prin câte situații pe muchie au mers ei pentru a-și susține totuși cauza până la final și pentru a nu-și trăda crezul. Acum nu am cum să nu mă întreb, într-o perioadă în care fratele stă în gulag, tu scrii șlagăre, pentru că vorbim de foarte multe șlagăre, din cifrele pe care le-am văzut eu, deși aici cineva poate să contabilizeze, sunt peste 100 de melodii cunoscute. Așa este. Cum reacționau ceilalți? Și vorbesc aici de interpreți, pentru că riscul era asumat și de persoanele ce veneau într-o colaborare directă. Așa este. Aici sunt niște întrebări la care nici eu nu am răspunsuri, dar pentru că acele versuri aparent erau despre natură, toamnă, e toamnă iar în calendar, eu frunze n-am, pentru un mesaj direct era suficient această imagine a toamnei, însă eu frunze n-am era un mesaj în care se camufla de fapt că eu nu am dreptul la a spune lucrurilor pe nume, eu sunt constrâns oarecum să nu mă pot bucura de toată această frumusețe a toamnei. Deci așa se opera. Erau niște riscuri și să știți că și le asumau în aceeași măsură, într-adevăr, și compozitorii și interpreții. Da, foarte important să înțelegem că vorbim pentru cei poate mai tineri, pentru cei care nu au avut posibilitatea să studieze, să afle mai multe informații, de o perioadă în care exista un grup de inițiativă în încercarea de a transmite aceste mesaje subtile și atunci când vorbesc de mesaje subtile, ca să fiu puțin mai direct, se vorbea despre românism, despre independență, despre libertate, despre faptul că nu aveam nimic tangențial cu acea putere politică ce venea de la Est. Continuând însă discuțiile despre prezent, pentru că vreau să întoarcem și la eveniment, ca și cei de acasă să cunoască, spuneam în startul acestui dialog, Muzeul Național al Literaturii Române vă invită la comemorarea scriitorului Simeon Ghimpu, 85 de ani de la naștere, iar evenimentul, pentru că aici îmi doream să ajung, din punct de vedere tehnic, informație pe care trebuie să o știți, are loc în data de 31 mai, mâine, altfel zis, începând cu ora 16. Vreau să ne oferiți mai multe detalii. Da, va fi un eveniment la care vor participa mai întâi de toate cei care l-au cunoscut pe tata, vor fi scriitori, va fi editorul care l-a editat atunci pentru prima dată, nu vreau să dau nume, vreau să fie o surpriză, vor fi și aici, chiar mă bucur foarte mult că au acceptat, vor fi foștii studenți ai tatei care, atenție, au studiat la Institutul Lunăcearske din Moscova pentru prima generație de actori care au revenit după Moscova și tata, în acea perioadă fiind doctorant la acea universitate din Moscova, le-a fost profesor și îi învăța încă în anul 1964, în centrul Moscovei, îi învăța limba română corectă cu grafie latină. Aici iarăși vorbim despre un mare risc asumat, da, pe care tata, iată că și l-a asumat pe deplin, dar și-a dorit ca acești actori care vor reveni pe scenele din Republica Moldova
să vorbească o limbă română corectă. Și vreau, pentru finalul acestui dialog, să vorbim și din punctul dumneavoastră de vedere sau din perspectiva unui copil ce știe că tatăl își asumă anumite riscuri sau poate le înțelege, poate nu le înțelege acele riscuri pentru că vârsta uneori este prea fragedă pentru a înțelege anumite aspecte. Pentru că acum mai bine de un an, probabil ați lansat acea carte și menționați atunci că tatăl ar fi foarte mândru, o carte cu inspirație directă din copilăria comunistă. Spuneți-mi cum a fost pentru dumneavoastră acea perioadă și cum ați trăit-o, cum ați simțit-o prin ochii unui copil? A fost o perioadă confuză. Această confuzie și stă la baza volumului de debut Sârme, care a apărut în 2022 la Casa de Pariuri Literare. Și tocmai pentru că mi-am propus ca adult, ca femeie matură, care a locuit și în România, care ulterior a emigrat în Londra, prin prisma deja unei lentile adulte și a unui spirit critic oarecum matur și așezat, să revizuiesc acea perioadă și să-mi explic până și mie însumi totuși cum a fost, cum s-au întâmplat toate acele lucruri. Am înțeles mai bine părinții mei, care de multe ori trebuiau să stea cu acea frică permanentă că lucrurile oricând o pot deraia. Noi aveam în casă și cărți cu grafie latină. Eu am fost învățată să citesc cu grafie latină. Părinții dintotdeauna mi-au spus că noi suntem români. Dar mereu erau discuțiile astea cumva în casă, cum ziceți dumneavoastră, și cumva exista acea frică că în momentul în care le transpar în exterior sau ajung la urechea cui nu trebuie, există niște riscuri. Într-o familie în care, mai ales, noi l-am avut pe unchiul Gheorghe, care s-a întors din gulag, în momentul în care se știa că situația este și așa, noi și așa am fost în vizor, lucrurile nu puteau fi ușoare. Însă, haideți să-i dăm copilăriei ce este a copilăriei. Eu, ca și copil pe atunci, nu resimțeam lucrurile astea atât de complicate. Profund. Exact. Eu am fost cumva scutită de eu, ca și orice copil din acea perioadă. Noi eram preocupați de cu totul alte probleme. Exact asta mă gândeam, pentru că în spiritul copilăriei, atunci când ai energia și dorința, dar și curiozitatea de a afla cât mai multe lucruri, adesea, bine, multe cazuri se întâmplă ca copiii să condamne părinții, în alte cazuri să încerce să fie diferiți și independenți, sau în cazul în care acceptă și rămân, pot deveni inhibați, pentru că vorbim de un cerc restrâns de discuție. Știți ce s-a întâmplat? Atunci, în 89, când noi am absolvit clasa 4-a cu grafie chirilică și, ulterior, am mers în clasa a 6-a și am început să scriem cu grafie latină, aici au apărut mai multe întrebări și aici ni s-au adus mult mai multe explicații, pentru că deja se putea, vorbi și în piață și la cenaclurile Mateevici. Eu am și o poză la tata în brațe, aveam 10 anișori, tata mă lua cu el la toate aceste cenacluri și mi-explica ce se întâmplă, de ce iese lumea aici, de ce în sfârșit avem libertatea cuvântului, deși trebuie să recunoaștem că acea perioadă a fost grea din toate punctele de vedere. Eu vorbesc despre problema financiară care a apăruse, despre acea anarhie în care oamenii efectiv supraviețuiau. Eu am pomenit în sârmele mele și despre perioada în care nu primeau intelectuale, situația intelectuală care a fost atunci, în acea perioadă a fost critică de-a dreptul. Când le s-au oferit intelectualelor, le s-au oferit terenuri de câte 6 ari ca să-și planteze cartofi și morcovi și vă dați seama că dintr-un intelectual nu prea reușești să faci un agricultor și era o frustrare din asta generală, o lipsă de bani, o criză de-a dreptul pe care, uite că eu abia acum înțeleg cât de, nu știu, maestuos au gestionat-o părinții noștri pentru a găsi de fiecare dată soluții și pentru a nu dispera, că și aici m-am întrebat de multe ori, uite frate că în contextul în care noi vorbim tot mai mult despre depresie, anxietăți, oare părinții noștri știau că există asemenea cuvânt depresie și anxietate sau ei fiind puși în situație de a supraviețui nu aveau nici măcar timp să se întrebe? Cea mai bună explicație probabil este aceea prin care se spune că în perioade grele cresc adevărați eroi, iar în perioade liniștite sau de pace, în acele momente apare de fapt dictatorii ce se formează în timp. Eu mi-aș dori mult să continuăm discuțiile despre 90, despre acea perioadă, pentru că prin intermediul dumneavoastră avem acel interlocutor care a trăit
a văzut, a simțit ce se discuta, a auzit ce se discuta în acea perioadă. Mi-aș dori să facem asta într-un alt dialog, pentru că astăzi, din păcate, timpul este limitat, însă despre ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să uităm, pentru că ceea ce suntem astăzi vine ca rezultat a unor acțiuni ce s-au întreprins anterior de către un grup de persoane sau unele dintre persoanele ce locuiesc aici. Vă mulțumesc mult și lansăm încă o dată invitația pentru toți cei care își doresc mâine, data 31 mai 2024, în Sala Galbenă, începând cu ora 16 la Muzeul Național al Literaturii Române, puteți merge la un eveniment de comemorare a scriitorului Simeon Ghimpu. O zi frumoasă, dumneavoastră, vă doresc. Vă mulțumesc frumos!